this year we have in our mind, especially in our court, we don't let anybody in Romania Championship and Euro Challenge to beat us here. Dar în acest an avem în mintea noastră și în special pe teren propriu să nu lăsăm nicio echipă din România sau din Euro Challenge să câștige aici. Aceasta a fost promisiunea cipriotului și anul trecut, iar targetul aproape că a fost atins. Nume mari din basketul european au plecat fără niciun punct. Tartu, Cormen, Lukoil Sofia, Okapi, Alstar, BC Astana au plecat învinse din sala sporturilor din Târgu Jiu. Our target is, especially in our court, we don't let anybody to beat us. Ținta noastră și în special pe teren propriu este să câștigăm toate meciurile. If you remember last year, we have just 2 defeats in our court. This game in against Craiova, the first game, and the Euro Challenge game against Brindisi, where anyway it wasn't an interesting a lot. Și dacă vă amintiți, anul trecut am avut doar 2 înfrângeri pe propriul teren, acest meci nefericit cu Craiova și acela cu Brindisi, în care nu eram atât de interesați pentru meciul respectiv. Energia va debuta în Liga Națională sâmbătă 3 octombrie, când vor întâlni în sala sporturilor de la ora 19 formația Phoenix Galați.